Primarul este supărat și acuză sifonări ale banilor din conturile transurban. Unele cheltuieli sunt nejustificate de mari, a declarat edilul șef. Este ineficient să mergi pe piatele plus numărul mare de persoane angajate în raport cu publicitatea muncii. Deci, aici erau discuții. Au refuzat promovitatea să le spună și de iese promoșiunea. Au refuzat să li se schimbe rezervorul să facă alimentarea cu cardul, dar cu toate astea noi le-am implementat. Pentru a vedea dacă cetățenii sunt mulțumiți de serviciile oferite de Transurban, primarul va recurge la un sondaj de opinie în rândul locuitorilor municipiului. Vedem în modalitate cât sunt de mulțumiți cetățenii de modul cum se comportă Transurbanul, de circulația autobuzurilor, de curățenie, de respectul șoferilor față de cetățeni și multe altele. Trebuie să gândim foarte, foarte bine. Felul în care sunt cheltuiți banii la Transurban nu este singura nemulțumire a edilului. Coica a mai declarat că sindicatele ar practica un soi de șantaj, amenințând cu greva ori de câte ori se pune problema unor schimbări în modul de a conduce operațiunile societății. Pentru asta, primarul a și contactat o serie de operatori privați în vederea externalizării serviciilor de transport în comun.